Gorjenii prinși fără mască de protecție și care nu respectă regulile impuse în perioada stării de alertă au fost amendați de autorități. Zilnic, zeci de forțe de ordine echipaje mixte fac controle pe raza județului pentru a verifica dacă oamenii respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii noului coronavirus. Nicio zi nu trece fără amenzi colosale aplicate de echipajele de control. Așadar, în ultimele 24 de ore, pe raza județului Gorj au fost aplicate 190 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 41.870 de lei, în care 154 de sancțiuni în valoare de 8.250 de lei au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, iar restul au fost aplicate la alte acte normative în context COVID-19. Forțele de ordine vor desfășura permanent în această perioadă activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă.